Bună vreme și bine v-am găsit, dragi prieteni ai emisiunii Zestrea Neamului. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi sâmbătă de sâmbătă și vă reamintim, ne puteți urmări din orice colț al lumii pe site-ul nostru www.noroc.tv. Pentru că astăzi, potrivit calendarului iulian, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile, vrem să le urăm și noi la mulți ani cu sănătate tuturor celor care poartă acest nume, cât și celor care serbează hramul casei lor. Stați aproape de noi! Invitata mea de astăzi este de-a dreptul îndrăgostită de cântecul popular. Își trage rădăcinile de la nordul Moldovei, dar este stabilită de 30 de ani în sud. Și pentru că artistului îi stă bine cu drumul, este gata întotdeauna să onoreze orice invitație de a se întâlni cu publicul care îi îndrăgește piesele. Visul copilăriei sale a fost să se facă chirurg, însă i-a împlinit dorința mamei care a rugat-o să ducă în lume cântecul și prin el să-și spună sufletul. Astăzi nu-și imaginează viața fără cântec și a adunat în timp piesă cu piesă care a încăput pe CD-ul imprimat cu orchestra Plai Moldovenesc. Anișoara Prisăcaru este invitata mea de astăzi. Stați alături de noi! Doamna Prisăcaru, vă spun bun venit în cadrul emisiunii noastre, Zestrea Neamului, și la mulți ani, cu atât mai mult cu cât știu că în familia dumneavoastră astăzi este mare sărbătoare. Bună ziua și bine v-am regăsit! Într-adevăr, este o sărbătoare frumoasă și pentru casa noastră, că este Înger Păzitor, ocrotitorul casei noastre, este luat de la biserică, Sfântul Vasile. În această zi frumoasă se face o masă gustoasă acasă, unde se dă colaci. Și ca să nu vin cu mâna goală, a venit și v-am adus când colaci. Vă mulțumim tare mult și sunt colaci făcuți de dumneavoastră? Nu. Nu. Eu, la noi este o brutărie de doamna Elena Pleșca, care la comandă face colaci. Și eu v-am adus dumneavoastră din suflet pentru ocrotirea Sfântului Vasile cel Mare, pentru casa noastră, la casa dumneavoastră. Și pentru casa noastră, aici la Noroc TV. Da. Vă mulțumim tare mult! Casă arde focul, iar noi pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul. E noapte, patul e făcut, dar cine să se culce? Când mama zice de Iisus, cu glasul rar și dulce. Hristos din cer, în ieslea cea săracă, iar boii peste el suflând, căldură ca să-i facă. Și au venit la ieslea lui păstorii de la stână și îngerii din cer cântând cu flori de măr în mână.
ochii pironiți și fără de suflare. Vin îngerii din cer cântând, cu leroi Domnul moare. Vin îngerii din cer cântând, cu leroi Domnul moare. Iată că se încheie ciclul sărbătorilor de iarnă cu sărbătoarea Sfântului Vasile și aș vrea să vă provoc să ne întoarcem în copilărie și să ne împărtășiți un pic din atmosfera pe care ați trăit-o altă dată acolo de unde veniți dumneavoastră. Mă mire faptul că acum fetele urează. Pe timpuri când eram noi copilandre mici... Doar băieții mergeau. Doar băieții curat. Fetele mergeau cu colindele. Era o regulă oarecare. Copiii mergeau de dimineață, cei maturi mergeau după amiază cu uratul și cu colindatul. La noi, la Chișcăreni, este o lege. Toată lumea așteaptă plugul cel mare. Se coace un colac separat pentru plugul ăsta mare și fiecare așteaptă să vină acest plug. Și banii făcuți, adunați din tot satul care așteaptă plugul ăsta mare, flăcăii, a doilea zi sau la Sfântul Ion, la Bobotează, fac joc în sat. Este o tradiție frumoasă la care toată lumea știe că din banii adunați, fiecare își dă aportul. Băieții tocmesc lăutari. Da, băieții tocmesc lăutari, se face joc. Se mai face și astăzi? Se face și astăzi, da. Da. Deci, se face foarte puține localități în care se mai păstrează acest obicei. Se păstrează, că chiar și aseară vorbeam cu sora mea acasă și îi zic, păi nu ați crede, cum n-ar fi afară să ningă, să plouă, îi fac joc. Plăcăii ăștia mari își adună, își cheamă prietenii lor să vadă lumea. Iată cine a fost plugul cel mare, cine face jocul, cine și... Este o tradiție foarte frumoasă. La Cimișlia e centru raional. Sincer vă spun, foarte mulți colindători aștept. Dar este o vorbă din bătrâni și știți, chiar am observat că cine nu așteaptă urătorii sau colindele să vină, nu le prea merge. Într-un an ceva s-a întâmplat că noi n-am fost acasă și n-am primit urătorii. Nu s-a ales nimic în anul celălalt de noi. Ba acolo nu merge, ba acolo nu merge, deși spune că toți copiii așteaptă că odată în an vin să colinde casele, să ureze casele. Din puținul care îl ai, dă și la săraș, de cei care vin copiii prin nămezi, prin omăt, uzi la picioare, vin și să te ureze. Dă-le și lor ce te doare, ce te lasă sufletul. Lumea știe că eu îi aștept, vin unul, iese altul, vine unul, iese. Suntem tama la centrală și vin foarte mult și aștept. Acesta e farmicul sărbătorilor de iarnă până la urmă. Noroc, te vin arată atâtea colinde frumoase ca până în anul ăsta. Atâtea colinde cu un caracterul diferit a fiecărui artist. Chiar și copilul cela mic, ța-ța-ța căpriță când cântă și mai multe copilandrii ăștia mici. Ne-am bucurat și noi, într-adevăr, în acest an să primim în casa noastră aici, la Noroc TV, în deosebi copiii. Așa cum ați venit și dumneavoastră cu nepoatele dumneavoastră, pentru că mi îmi place să spun de fiecare dată, ei sunt viitorul nostru și de mici trebuie să îi educăm în sensul ăsta al tradițiilor pe care este bine și ar fi bine să le preia și ulterior să le transmită și ei mai departe. Dumneavoastră ați filmat câte două colinde, sunt câte două colinde diferite, dar nepoțările mă întreabă bunică, dar eu deși numai unul. Și spun că la anul voi am două cântați, unul singur și unul cu bunica. Facem două colinde, trei la anul facem, dar până ce anul ăsta așa au fost. Iată, le-ați motivat, motivat să muncească și să muncească la și anul să veniți să venim cu colinde, mai multe colinde. Da. Vă amintiți ce colinde cântați în copilărie? Mi-aduc aminte colindul. Pot să fredonez? Bineînțeles, chiar v-aș ruga. Culați, culați, boieri mari, ler, ler și flori de măr, că vă vin colindătorii
Liruleri și flori de măr. Nu vă vino nici cu un rău, liruleri și flori de măr. Vi-l aduc pe Dumnezeu, liruleri și flori de măr. Un colind extraordinar pe care, iată, vi l-ați amintit împreună cu sora dumneavoastră. Cu sora mea l-am amintit, fiindcă mi-aduc aminte, știți dumneavoastră, când acum noi dăm lei, atunci erau bănuți, când ne dădea cineva 50 de copeci, pe atunci erau 3 pâini. Veneam acasă, ce țin minte. Cu banii? Veneam acasă și punem traista aceea cu dulciuri, miere cu nuci. Cu miere cu nuci, împărțăm egal și copiecii le împărțăm în noi. Nu ne cumpăram nimic, fiindcă noi trăiam foarte greu și le de mamei să ne cumpere de mâncare, de ce ne trebuia nouă.
și acum, în 2017, mă bucur nespus de mult că sunt apreciată de un maestru foarte bun, domnul Mihai Mihalăchioaie, la care am fost invitată de a face încă două cântece frumoase cu orchestra Băsfiocul-Dăvenesc, da. Și eu sper, acum sunt în lucru, sper anul acesta să fac nu numai aceste două cântece și cu Lindy frumoasă, cu nepoțelele mele, să fac cântece frumoase, fiindcă lumea care privește, dar vă spun eu din suflet că nu numai eu, dar în fiecare casă sunteți bineveniți și ascultați. Eu lucrând la farmacie, v-am văzut la televiziune cu nepoțele. În fiecare zi am aprecieri frumoase de lumea care vine și spune un colind foarte frumos. Lumea toată vă privește și vă ascultă. Eu, de pildă, de fiecare dată aștept Zestrea Neamului sâmbătă la orele 12. Care artiști vor fi? Dumneavoastră, scotociți prin lădița cei fermecate de zestre și scoateți să vă spună tot ce au pe suflet artiști. Vă mulțumim tare mult pentru aprecieri. Ne bucurăm să știm că suntem bineveniți în casele românilor de pretutindeni, pentru că, așa cum spuneam la început, primim mesaje și mesaje de la cei care ne urmăresc, inclusiv pe internet, din orice colț al lumii. Și cu adevărat, cum spuneam și altă dată, poate din cele trăite de interpreții lor îndrăgiți și telespectatorii noștri prind o povață, își găsesc niște răspunsuri la întrebările pe care le au ei referitor la viață. Am acum un cântec, dacă frații sunt dușmani. Stătând la lucru, vine un domn și îmi spune, copiii mei sunt dușmani. Uite, nu se împacă frate cu soră. Și îi sun la sfată și îi spună, zice, ascultă cânticul ăsta de Anișoara Prisăcaru, un cântec foarte puternic care te atinge la suflet. Unde fiica ascultă cânticul și îl sună înapoi tatăl și ea plângea. Și el îi spune, mă rog la Dumnezeu și eu cred că cântecul dumneavoastră îi vor împaca. Chiar mi-aș dori ca cântecul acesta a meu să le atingă sufletele și să se uit la realitatea de astăzi, că într-adevăr cu frați, nu trăiesc bine. Poate vom ajunge și ziua în care respectivul ascultător va veni și vă va da o veste bună. Mă rog la Dumnezeu și eu. Faptul că s-au împăcat copiii. M-am gândit să fac un CD de ascultare. Așa cum spunea mama dumneavoastră. Da. Să mergi să duci cântecul prin lume, pentru că ați avut o copilărie deloc ușoară și să vă spuneți lumii toate păsurile și toate ofurile. Cinci am fost în grija mamei, ne-a crescut, ne-a legănat. Tata ca pasărea toamna s-a dus pe noi, ne-a lăsat. Greu i-a fost, mai mei știu bine, când ne-a ridicat pe toți. Nu s-a jeluit la nimeni și nici n-a cerșit la porți. Când ne petrece la școală și ascundea lacrima-n poală, noi cu minți o urmăream și-n gândul nostru ziceam, lasă mamă, nu mai lăcrima, ci-ci vom crește și te-om ajuta, să mă aduce bucurii, fericită ca să fii. Bine, tata pe la noi n-a dat și ne-a întrebat oricine, numai el nu ne-a întrebat. Ne-am avut căldură în casă, ce îmbrăca, ce încălăța. Ne-am avut pâini pe masă, ne-am avut cu ce-o mâneca. Cât i-a fost dorul uitat, dor de casă n-a aflat. Cât n-a știut de nevoi, nu și-a aminte de noi. Lasă mamă, nu mai lăcrima, ci-ci vom crește și te-om ajuta, să-mi aduce bucurii, fericită ca să fii. Iar acum la bătrânețe, iată-l vine pe ospețe,
se închină la fiecare, să-l primim în casă iară. Iar acum cu ani în spate, la portița noastră bate. Se-nchină de iertare, se-nchină la fiecare. Mare tate și însurați în toți, ce vei spune oare la nepoți? Zici o vorbă din popor, nu-ntorci apa la izvor. Ai venit, dar e de-acum târziu, locul tău în suflet e pustiu. Pentru noi ești un străin, un zamară de Berlin. Mare tate și însurați în toți, ce vei spune oare la nepoți? Zici o vorbă din popor, nu-ntorci apa la izvor. Ai venit, dar e de-acum târziu, locul tău în suflet e pustiu. Pentru noi ești un străin, frunza mare de Berlin. Dumneavoastră veniți dintr-o familie cu 5 copii, așa cum spune și cântecul. Vinem într-o familie cu 5 copii, unul de acum nu mai este, unul a decedat, un frate este la mine acasă, fiindcă eu toată viața sunt om care aș vrea să-i ajut pe toți. Așa mi-e sufletul meu. Sora e acasă la Chișcăreni Sângerei, la noi la Chișcăreni se fac foarte mulți festivaluri. Da. A fost invitată de doamna Silvia Țurcanu, festivalul Sarmalor și a Plăcintelor. Cu toate că am mers și la cimitir, anul ăsta am fost și acasă, unde m-am întâlnit cu foarte multă lume care m-au așteptat să-mi asculte cântecele mele. A fost un festival extraordinar, fiecare gospodină și-a prezentat sarmalele și plăcintele ei făcute de mânuțele ei. Ori și dumneavoastră sunteți o iscusită în ale plăcintelor, sarmalelor. Ați învățat de la mama? Am învățat de la mama, dar știți mai tare ce m-a învățat? M-a învățat greutățile. M-am învățat greutățile care am trecut prin viață, căci orice masă ce aș face, îmi pun sufletul meu în mâncare ce care fac și se primește mâncare foarte gustoasă. Sufletul care trebuie depus în orice lucru pe care îl facem, ăsta este secretul reușitei, dacă vreți. Da. Și mai am un hobby care, dacă nu îmi plătesc ceva, parcă nu-mi trece, ziua foarte greu. Ce n-aș avea pe sule, ce n-aș avea, câte greutăți n-aș avea, am luat Andreile în mână, și uitați de am uitat de toate greutățile, de toate, mă iau cu un zor, cu ceva și mergem înainte. Astea sunt două lucrurile mele, mâncarea gustoasă și împletitul. Iată, o îndeletnicire pe care rar care dintre gospodine o mai păstrează și astăzi. Pentru că altă dată toate fetele știau să șțese o catrință, să-și croiască o ie. Astăzi, din păcate, mai puțin. Însă, iată, dumneavoastră aveți urmași. Aveți nepoate cărora să le transmiteți ceea ce știți. Trebuia să cântăm un cântec... Nu-mi lua cercei și salbe, că de-acum am plete albe. Și împreună cu nepoatele. Da. Și spun la nepoțica cea mică să cântăm acest cântec Eminescu, face la Biblioteca Centrală a Timișlei, unde nepoțica spune, da, bunică, nu cânt eu plete albe, bunicuța acolo, nu cânt eu. Eu când am văzut-o că ea nu vrea, o iau pe nepoțica cea mare, Victorița. Hai să învățăm un cântec frumos, bunica să-l cântă, să-l fredonez și facem amândouă un cântec. Nu vrea Andreea, nu trebuie. Începem amândouă a cânta, facem prima repetiție, live, într-o cămeruță liniștită amândouă, facem a doua repetiție. Nu vă închipuieți, vine și eu vreau. Parcă ai zis că nu vrei să cânti, că-i bunică, că-i plete albe. Bunică, dar e foarte frumos. Și uite, ai ieșit în trei. Mă bucur nespus de mult că dacă copiii mei n-au cântat, măcar nepoatele, măcar ceva din cântecele mele, să cânte și ele. Să le cânte ele. Să le cânte ele, da. Satul
grădină dragă, dorul de tine mă leagă și mă așteaptă ca să vin mai pe unde am crescut copil mai și mă așteaptă ca să vin mai pe unde am crescut copil mai. Să văd casa cu cer dac mai și pe mama stând în prag mai. Așteptându-mi cu dor mai. Azi, măicuță-i ziua ta, și ne întâlnește la poartă. Maică, măiculiță bună, pe pământ ești numai una. Maică, măiculiță dragă, una ești în lumea întreagă. Astăzi nu vă imaginați viața fără cântec. Repertoriul dumneavoastră l-ați croit în timp, cântec cu cântec. Haideți să ne amintim când începe această prietenie cu cântecul popular în special. La început a cântat de acasă, cu orchestra de acasă. Cât am fost în școală, cât am fost la Casa de Cultură, la noi a existat orchestra populară. Și era pe atunci Rodion Musteață, el acum nu mai este. Venind de la Chișinău, cum am intrat la Ștefaneaga, atunci nu era cantă popular. Noi am învățat cor academic, noi ne-am învățat populară. Și s-a primit așa că pe atunci, pe la orchestra Hora, era Vasile Ieșanu, a fost invitată ca solistă. Și toți 4 ani care eu am învățat la Ștefaneaga, eu am cântat muzică populară. Clar că mi-era greu, trebuia să cânt vocalizele cele sus, dar când era vorba să mă duc la orchestră, nu trebuia nimic. Cu orchestra asta eu am fost în Africa cu concertul și mergeam la toate dările de seamă. În Raion, când se făcea mulțumire la toată lumea care lucrau în sectorul zootehnic, sectorul agricol, se făcea dările de seamă la Casa de Cultură. Trebuia cineva să cânte. Cine? Orchestra Hora. Și eram mulți soliști. Am cântat în orchestra Hora. Păi verde-am acolo-i mei, la-i da-de-da-de-da, ce să-i fac bărbatului mei, la-da-da-de-da,
paie verde am acolo-i mai la era de da de da. Ce să-i fac bărbatului mai la da da de da. La prășet îl doare capul, la da de da de da. La băut sare ca dracul, la 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 de da. La prășet îl doare capul, la da de da de da. La băut sare ca dracul, la 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 de da. Da de da, femei m-a bolnăvit, mai la da da de da. Hai bărbate la cosit, mai la da de da de da. Femei m-a bolnăvit, mai la da da de da. Hai bărbate la băut, la da de da de da. Femei mi-au mai trecut, la 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 de da. Hai bărbate la băut, la da de da de da. Femei mi-au mai trecut, la 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 de da. Și-o lua garafa rasă, la-i ra-da-de-da. Și ne-am așezat la masă, la-i ra-de-da-de-da. Și-o lua garafa rasă, la-i ra-da-de-da. Lasă lumea ca munci, la-i ra-de-da-de-da. Mai om sta și-o-mi chefuie, la-i 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 la-de-da. Lasă lumea ca munci, la-i ra-de-da-de-da. Mai om sta și-o-mi chefuie, la-i 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 la-de-da. Norocul meu a fost că soțul meu... cum spunea și doamna Ioana Căpraru, că e foarte greu să ai în casă o artistă, să-i dea voie să plece cu cântecul în lume. Trebuie răbdare ca soțul să aștepte acasă cu doi copii. Că am avut odată o plecare în România, că am fost 10 zile, soțul a pus murătorile, au avut grijă de, mă iertați că avem și vaci și porci, și el a avut grijă de gospodării și de copii, dar eu am fost lăsată, fiindcă noi când ne-am căsătorit, i-am spus, eu cânt. Dragostea mea de cântec a fost luată deodată, primită în sufletul lui, să-mi dea voie să merg. Când o solistă bună care vrea să-și descrie sau își cânte sufletul ei și când se căsătorește cu un bărbat care nu-i de voie, ea regretă toată viața. Poate că îi merge în viață, dar în suflet. Ea nu poate să-și cânte ce are pe sufletul ei. Dar eu am fost un norocas care am fost lăsată de soțul meu drag, care... Soțul dumneavoastră care v-a furat. M-a furat. Astăzi nu se mai fură fetele. Ei, altă dată la noi la Cimișlea se fură aceste obiceiuri. Și cum s-a întâmplat? La Cimișlea și acum se fură fetele. Și acum se fură fetele? Da. E extraordinar. Da. Mama se gătește, soacra mare se gătește, băiatul... Fetele fata știu nu știe că nimic, vor fi furate, fata, absolut. Sau... Fata nu știe. Și el o ademenește că se duce cu ea la dansuri sau la o masă, undeva la o cină, ceva. Și acolo afară stă mașina cu băieții și au luat, o amăjește cu ceva, că cineva o așteaptă în mașină și încep tachiuie și o ia mașină și o fură acasă, duci la băiat acasă. Eu am fost, cum vă spuneam, cu dările de seamă prin raion și am fost trimis la Cimișlia. Primul concert am avut în Gura Galbenă, în Cimișlia. A doilea concert am avut la Sadaclia. La primul concert mi-a adus un buchet de flori pe scenă. Și prin cap să-mi dea, eu, fără de părinți, ultimul an de studenții, dar nu mă gândeam nici prin cap. Și am fost, a doilea concert era la Sadaclia și vine unul, mi-a luat costumul național, cineva mi-a luat geanta și zice, v-a așteptat cineva în mașină. Nu m-am urcat în mașină, o închis ușa, au început tachiuie și m-au dus la mama soacră acasă. Da. Și a treia zi am avut concert la Cimișlia, parcă acum mi-aduc aminte atâția ani în urmă. Și eu spuneam programul, ne-am era Dina Vrăjmașu și eu îi spun, zic că cu aceasta, dragi cimișlieni, spectacolul la sfârșit, vă zicem la revedere, de aici din sală, dar îmi cunoște eu, nu la revedere, tu rămâi la noi. Uite, așa a fost. Și ați rămas la Cimișlia. Și am rămas la Cimișlia, am rămas la Cimișlia, dar am nici am terminat studiile și din toți 15 noi, numai pe mine m-au luat la teatru de operă și balet. Am mers la teatru, am lucrat 3 luni. Și când le-am pus cererea pe masă, s-au supărat că, într-adevăr, că eram un artist bun și trebuiam să rămân să lucrez. Dar și nu regret. Și de ce ați rămas nu regret. Teatru? M-am dus după soț, m-am dus acasă.
Ori chiar dacă, iată, de 30 de ani, cum spuneți, sunteți stabilit cu familia la Cimișlia, aveți libertatea să mergeți oriunde sunteți invitată. Oriunde. Păi dragostea de cântec te duce să le duci lumii căldura sufletească, să le mai discrețește frunțele oamenilor. Fiecare familie se alină cu cântecele populare frumoase ale artiștilor noștri. Am în casă două flori, un băiat și o fată, sufletul mi-l port ușor, inima-mi păcată. Am în casă două flori, un băiat și o fată, sufletul mi-l port ușor, inima-mi păcată. Merg pe drum cu fruntea sus, la greu și la bine, doi copii ca pe un vis, ei știu lângă mine. Merg pe drum cu fruntea sus, la greu și la bine, doi copii ca pe un vis, ei știu lângă mine. Dragii mamei copilași, sfatul meu ascultați, măi, dragostea pentru cei dragi, rog să n-o uitați. Dragii mamei copilași, sfatul meu ascultați, măi, dragostea pentru cei dragi, rog să n-o uitați. Voi pe drumul cel ușor, să cinstiți părinții, că tot stau la geam cu dor, singurei ca sfinții. Voi pe drumul cel ușor, să cinstiți părinții, că tot stau la geam cu dor, singurei ca sfinții. De-aș trăi să-i pot vedea pe mei nepoții, măi, dar mai mult m-aș bucura ca să fiu cu ei. De-aș trăi să-i pot vedea pe mei nepoții, măi, dar mai mult m-aș bucura ca să fiu cu ei. Știu că n-am trăit degeaba pe acest pământ, măi, și nu ca doi trecători, cum e frunza-n vânt. Știu că n-am trăit degeaba pe acest pământ, măi, și nu ca doi trecători, cum e frunza-n vânt. Prin avieții vânt și ploi și sub stea albastră, dragii noștri sunteți voi, toată averea noastră. Prin avieții vânt și ploi și sub stea albastră, dragii noștri sunteți voi, toată averea noastră. O ladă de zestre ați avut acasă? Și acum avem o ladă de la mama. Eu nu-mi închipui, îți spun Tanișa, că am fată Tanișa și mie mai ușor spun pe suflet Tanișa. Eu nu înțeleg ce fel de lemn e făcut, că el atât de bine s-a păstrat și am spus sororii, sincer, o să-mi iau lada aceea de la sora de acasă, cadou. Nu este cum mănâncă carii lemnul, e atât de bine păstrată. Și are un ornament cu niște culori, un verde frumos făcut, niște frunzulițe. Uite, s-a păstrat până la ziua de astăzi. O ladă frumoasă, este un scaun mare, o masă. Păi dacă e vârsta de 50 de ani, păi masa aceea era la mama și lada era de la mama ei. Câți ani lada aceea are? Aș vrea eu să fac o vârstă frumoasă și o să aduc o televiziune la mine acasă să filmeze anume acea ladă frumoasă de zestre unde vor fi costumele mele frumoase acolo în ea. Mama ce păstra în acea ladă? Păstra laturile astea de țol, care erau mama înainte, el îi țăsău țălișoare. Și eu știu, eu când am mers la un festival la Prosop, la Cimișlia, am intrat în stativi,
tare îmi place, în doi, în patru, un proces extraordinar, da? Îmi place. Mi-aduc aminte cu mama, făcea, da. Și păstra prosoapele. La noi era cânipa, eu nici prin cap să dea, uite, acum cânipa este un narcotic. Nu departe de noi era o adâncime unde era crescută cânipa asta. Și ei se duceau și țin minte și alături de era o iarbă frumoasă unde spălau prosoapele și le înșurau pe iarba asta frumoasă și le uscau la soare. Dar nu că un prosop, dar era val întreg. Era un val întreg așa de prosoape care ele le uscau și le făceau val și le păstrau în lada de zestre. Iată că trebuie să vă luați lada de zestre de la sora dumneavoastră. Eu i-am spus rorii cum... Din într-o zi și am timp și am unde să pun, că e o ladă înaltă. Și avem încă de la, pe atunci avem o masă mare, un scaun frumsețat cu ornamentari și acum este. Sora l-a dat la muzeu, unde și eu anul acesta am hotărât la noi la Cimișlea, tot este muzeul la Cimișlea. Am hotărât să dau primele mele opinci, un costum național. Mi-au rămas să-i le împletesc ciorapii, numai decât le împletesc cu prețuri de ciorapii și o brobadă să le dau cadou, să fie costumul în întregime de la mine. Mi se pare minunată această idee ca în fiecare localitate, în fiecare sat, să existe un muzeu al satului unde lumea să aducă care și ce are, ce au mai păstrat și nu mai folosesc astăzi. Chiar vorbeam zilele anterioare cu niște gospodari bucovineni care îmi povesteau exact despre aceste muzee care există în satele bucovinene și în satele de români și gospodarii aduc care și ce au, un costum popular, un fier de călcat, vechi, ca să știe posteritatea despre toate aceste detalii. Sunt meșteri populari care fac, dar lucrurile frumoase de înainte, care sunt păstrate, ar fi de dorit de dat la muzeu, de a fi ca o zestre a neamului, și a locului respectiv. A locului respectiv, venind urmașii noștri care vin din urmă, păi să vadă costum. Costumele astea poartă atâta emoții în ele, costumele cu care ați ieșit poate prima dată pe scenă. Nu contează, pentru că orice apariție scenică se lasă cu emoții, nu-i așa? Foarte multe emoții. Eu cred că acela nu este artist care nu are emoții. Fiecare artist are ceva în sufletul lui de cântă aceste cât de ce frumoase care le ascultăm noi de fiecare dată. Eu cred că fiecare are câte ceva. Răsfăind prin arhiva dumneavoastră de fotografii, am găsit o poză unde spuneați iată aici cu interpreții mei preferați. Și acolo era Ioana Căpraru. Cine se mai numără printre artiștii dumneavoastră drăgiți cu care poate ați crescut? Eu în fiecare găsesc ceva bun. Fiecare are câte ceva. Dar doamna Ioana Căpraru și domnul Vladimir Sârbușcă și domnul Igor Rusu, chiar și ăștia noi care ies acum, au ceva frumos în câticele lor. Dar interpreții cu care ați crescut? Interpreții cu care am crescut a fost Nicolae Sulac. Eu am crescut cu câticele lor, câticele Mariei Cioban, câticele lui Ion Dolanescu. Înțelegi, Tanișa, noi... Când ascultam înainte, nu prea ascultai atâta muzică populară, dar pe atunci era Nicolae Sulac, Valentina Cojocaru, Ion Bas, Teodor Negară, am crescut băieți și fete, cântecele frumoase, dar Nicolae Sulac cred că era în cap de masă. Acum nu prea eu aud scântela, dar înainte îmi țin minte mama când se întâlnea cu rudele apropiate, ei la sărbători, la Paști, la Crăciun cântau la masă. Iată, o ceat care erau, ei cântau. Eu nu cred că există român bazarabean care să nu fi crescut cu cântecele lui Nicolae Sulac și care să nu cunoască cel puțin unul, două cântece din repertoriul maestrului, pentru că nu este eveniment la care să nu se cânte și să nu fie solicitat un cântec din repertoriul lui Nicolae Sulac. V-ați dorit dumneavoastră să participați cu tot din adinsul la festivalul organizat în memoria marelui rapsod al neamului nostru și s-a întâmplat. S-a întâmplat. Eu am fost la prima ediție când a fost președintele jurului domnul maestru Nicolae Bodgros. Noi atunci am fost selectați printre sita cea mai deasă. Fiind și prima ediție, bineînțeles, erau și foarte mulți doritori. Foarte mulți doritori. Eram
mi se pare că 84 și am fost, am rămas puțini, dar am fost numai 6 laureați. Da, eu atâta de tare îmi place cântecele Nicolae Sulac. Poate că el a crescut o viață grea ca mine, poate că cântecele lui mi-au intrat atât în suflet. Chiar și acela, Cântata va veni, el a fost cules de la noi, de la Cimișlia, de la Gura Galbenă, acest cântec frumos. Și chiar acel cântec, Cântata va veni, mă reprezintă în întregime. Și poate că dragostea cântecului lui, care a fost adus omenirii întregi, eu cred că nu este om, într-adevăr, și pe celălalt mal de prut și la noi, ca să nu îndrăgească chiar acești copii care vin acum ascultând cântecele lui frumoase, eu cred că nu rămâne indiferent. Eu cred că nu, fiindcă el atât a redat prin cântecele lui trăirile omenirii, că nu poți că să nu-ți curgă o lacrimă pe obraz ascultând și mai ales cântecul ăsta cântată va veni. Nu poți, pentru că acei copii cu zdrențe, cu maică s-a murea și tot le spunea că va fi bine, când tata va veni. Câteodată mă doare sufletul că ar trebui mai multe cântece postate de ale lui Nicolae Sulac, că el a fost care a adus cântecele acestea, care eu țin minte că acasă, când a fost spectacolul Nicolae Sulac, era deschise toate ușile la Casa de Cultură, lumea nu încăpea. Lumea venea, lăsa, cred că tot acasă, să vină să ascultă cântecele lui Sulac. Atunci nu era atâta televiziune cum este acum, dar el a cântat întregului popor și toată lumea îl iubea nespus de mult. Îl iubea într-atât, orice când cânta, el era primit, cum zice Sofia Vicoveanca, când cu orchestra lăutare, jos pălăria. Așa zic și el, era primit jos pălăria. Cântecele lui, mai ales generația de înaintea noastră care erau și noi, pleiada noastră, noi am crescut cu cântecele lui. Și nu ar trebui să fie uitate, fiind același Teodor Negar, același Ion Bas, același care nu mai este printre noi, mulți artiști care, și aceeași Nina Iermurache, ar trebui să fie postate, să fie o oră făcute anume pentru artiștii care nu mai sunt. Vadim Gheorghe Laș, fluieratul ăsta frumos al lui. Sunt niște cântece frumoase. Este unic. Este unic, într-adevăr. De ce n-ar fi să fie o oră în memoria artiștilor care nu mai sunt? De a fi pe post. Eu cred că ar fi ascultat de toată lumea. Toți suntem muritori de rând. Toți vom merge în lumea celor drepți. Așa este. Iar aici pe pământ să ne străduim să facem lucruri bune și frumoase și să dăruim din sufletul nostru celor care ne înconjoară, tuturor, pentru că ceea ce dăruim, aceea primim. Aceea avem și ceea primim, da. Așa este. Eu mă strădui de fiecare dată și aceiași bunicuți, cine n-ar veni, mă strădui de fiecare dată ca să-i ajut pe toți cu un cuvânt, cu o vorbă, cu un bănuț, cu ce am eu la suflet, așa sunt eu la mele. Și, dar eu cred că din puținul care îl ai, dacă tu dai cuiva mai sărac ca tine, Dumnezeu îți dă în zecet înapoi. Așa că vă spun la toți, așteptați colindătorii acasă, așteptați urătorii acasă. Din puținul dumneavoastră care îl aveți, tăruiți-le și lor. Înainte nu mergeau la nanaș, la fini, mergeau pe jos. Noi mergea dintr-o capăt în alta, auzit cântând. Cânticurile erau însoțitori de drum. Cântic era însoțitor lor. Uite, așa era. Eu mi-aduc aminte când erau la noi, când mergeau cetele de... mergeau la sărbătorile mari. Acum, în mașină și 3 minute ieși la fini sau la nanaș. Iată, plec să mai schimba, dar la noi, la acasă, vă spun sincer, eu nu vorbesc în deșert, dar într-adevăr, la Chișcăreni se păstrează tradițiile frumoase, uratul, colendatul, semănatul și jocul care se face în afară de hram. Hramul este pe 22 mai, asta e altceva, dar anume este jocul făcut de plugul cel mare, care tot așteaptă în fiecare casă să fie urat.
Și toți urătorii și semănătorii care vin cu aceste boabe de grâu și le urează de bine, de belșug, de sănătate gospodarilor cărora le-au pășit pragul. După ce pleacă, seara târziu, gospodina adună toate aceste boabe, așa știu că este tradiția, iar gospodarul le duce în ocolul cu vitelor, așa încât acestea să se înmulțească. Și la păsări tot, și la vici, și la păsări, da. Da, se face, da. Toți vorbesc că anume în seara de Sfântul Vasile, așa vorbește și la Sfânta Biserică, a spus că dobitoacele vorbesc. Odată în an, da, nimeni n-a auzit, dar așa se spune că de Sfântul Vasile. Mă bucur, ne-a spus de mult că, într-adevăr, în această zi frumoasă, hramul casei mele a fost invitată la emisiunea dumneavoastră, la emisiunea de suflet, emisiunea, într-adevăr, Zestrea Neamului, că în lădița ce e fermecată primiți pe toți artiștii care își destăinuie soarta, viața lor frumoasă, petrecută între ani. În mod special interpreții care își dedică viața cântecului popular, care îl promovează și care cu asta trăiesc. Mamă, tu m-ai dat mai așa departe de sat mai departe de soră, frate și de neamurile toate departe de mângâiere ca să știu numai dur. Într-un sat îndepărtat mai, străinesc printre străini, ca și floarea de pe lin, sus în vârful pomului, zici un cuc spuiul lui. Până la portiță poate te-ai vedea, măicuță, de străinii și mă-ne treabă de ce plângi, fetiță dragă, și nu știu ce să răspund, fața-n palmii mi-o în lung și în lat mai, nu știu numele la sat mai, mă crește o casă bogată, dar de milă nu am parte, că dă-mi zice vin la mama, parcă m-ar lovi cu palma. Scrisoare, căci de acum am crescut mare, vreau să știu unde trăiești, ce mai faci.
și ce gândești. De ți-ai amintit cândva de o fată ce-ți semăna și cum de te-ai îndurat de la casa ta mai dat. Să n-am soră, să n-am frate, numai lacrimi s-arate. Și doresc la toată lumea ca toată lumea să fie sănătoasă, că am mai zis și mai zic că de are omul sănătate, face și cântece și lucrează și ogorul și lucrează tot. Noi vă mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune și vă dorim să se împlinească toate câte vi le-ați propus pentru acest an și pentru următorii, de ce nu, să visăm mare și să visăm pe termen lung, pentru că visele devin realitate dacă ne ținem de ele și ne ținem de treabă. Inspirație multă vă dorim și cântece frumoase, așa încât telespectatorii noștri să le asculte și să le aprecieze la justa valoare. Mulțumesc din suflet încă o dată întregii echipe și emisiunii dumneavoastră Zestre Neamului și doresc la toată lumea sănătate, dragoste în familie, răbdare, iertare, la mai mult și la mai mare și numai bine. Și Doamne ajută! Viața omului, frunzuliță verde, verdea bobului, Doamne, cum mai trece viața omului. Și se duce repejor ca o pasăre în zbor, Doamne, cum mai trece viața omului. Și se duce repejor ca o pasăre în zbor, Doamne, cum mai trece viața omului. Mi-a fost dragă munca, am acum de toate, nu vreau să cer, Doamne, decât sănătate. Mi-a fost dragă munca, am acum de toate, nu vreau să cer, Doamne, decât sănătate. Am muncit să am averi, ce folos căci n-am puteri, Doamne, cum mai trece viața omului. Am muncit să am averi, ce folos căci n-am puteri, Doamne, cum mai trece viața omului. Astăzi lângă poartă stau și mă gândesc la ce mi-e averea dacă îmbătrânesc. Astăzi lângă poartă stau și mă gândesc la ce mi-e averea dacă îmbătrânesc. Parcă-n glumă, dar de ieri stă o cârjă în unghieri, Doamne, cum mai trece viața omului. Ce folos căci n-am puteri, Doamne, cum mai trece viața omului. Atât am avut a vă povesti astăzi, dragi prieteni ai emisiunii Zestrea Neamului. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți cu regularitate și pentru mesajele frumoase pe care le primim din partea dumneavoastră, care de altfel ne motivează și să aducem în continuare în casele domniilor voastre istoriile de cântec și de viață ale interpreților îndrăgiți.
Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Noroc TV.